Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vă poftesc la tiramisu cu zmeură. Haideți așadar să vedem împreună cum se prepară acest delicios desert. Pentru început avem nevoie de pișcoturi, de 225 ml de apă și de o linguriță suc de lămâie. Amestecăm apa împreună cu sucul de lămâie. Înmuiem rapid pișcoturile și le așezăm pe fundul tăvii pe care am tapetat-o sau nu cu hârtie de copt. Acest lucru este în funcție de dorința dumneavoastră. Pentru cremă avem nevoie de 1 litru de frișcă lichidă, 750 de grame de mascarpone și 200 de grame de ciocolată albă. Opțional puteți pune și esența de portocale sau zahăr vanilat. Topim ciocolata mărunțită pe baie de aur și o lăsăm la răcit. Separat mixăm frișca lichidă împreună cu mascarponele. Apoi adăugăm treptat ciocolata topită răcită. Apoi vom pune peste pișcoturi un strat de cremă. Din nou vom pune un rând de pișcoturi înmuiate și din nou un strat de cremă. Deasupra vom pudra cacao și vom decora cu zmeură proaspătă. Uitați cât de frumos arată! Prăjitura o ținem peste noapte la rece. Sper să încercați și voi rețeta și vă asigur că nu veți regreta. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine ca de fiecare dată și vă aștept în continuare cu noi rețete numai pe Bubu Cuisine. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Pe curând!